Licitația Arta Azi se concentrează în jurul lucrărilor realizate în ultimii 20 de ani, aducând în atenția noastră cele mai inedite tehnici de creație, subiectele fierbinți de azi, dar creând totodată un context artistic relevant pentru generația de mâine, sublinind artiștii care vor scrie istorie. Sado, Adrian Ghenie, Felix Aftene, Francis Chiuariu sunt doar câteva exemple. Așadar, ce artiști să urmărim în această licitație? Roxana Benea, aka Rom, este o artistă care îi place să creeze lumi fantastice, pornind de la ceea ce observă în jurul său și transpunând acest aspect sub un filtru bazat pe magie, vise, sci-fi și chiar speculații asupra unui posibil viitor. Andreea Moise. Ea se consideră înainte de toate o exploratoare vizuală, studiind lumea prin lentila curiozității. Lucrările sale sunt feminine, tandre, luminoase, dar totodată și melancolice, trăirile interioare fiind cele care scot la suprafață temele lucrărilor sale. Andrei Nicolescu este un artist care îmbină studiile sale artistice cu cele arhitecturale, creând lucrări ce se evidențiază prin cromatică exuberantă și prin formele geometrice simple. Sado este un artist versatil care a creat seria Strong Women, pornind de la femei care au contribuit la momente semnificative în cursul istoriei. Lucrarea The Baller, din licitația curentă, pornește de la personajul Aishei, o jucătoare de basket somaleză care a continuat să practice acest joc, indiferent de numărul tentativelor de răpire exercitate asupra ei sau amenințărilor cu moarte. Nicolae Comănescu este prezent în această licitație cu două lucrări din serii diferite, Algoritmului Brinberg și I Can See No Revolution. În Algoritmului Brinberg regăsim gândacul, această specie versatilă, capabilă să răstoarne civilizația așa cum o știm noi astăzi. I Can See No Revolution este o lucrare emblematică ce a făcut parte din expoziția oponimă. În cadrul acestei expoziții, vizitatorii au putut să mănânce direct de pe lucrările mușamale, artistul schimbând total optica asupra operei de artă. Pentru Nicolae Comănescu, revoluția este mai degrabă un subiect personal, chiar sensibil, făcând o aluzie subtilă la ideile revoluționare care se schimbă seara la bere. Vino la Palatul Ceseanu Racoviță să te redescoperi în lucrările artiștilor de azi și fii primul care depune oferta pe lotul favorit, intrând pe www.armar.ro.